sunt pregătite din partea Întunericului. Noi în mijloc și noi în aer de clătinare și de dezbinare în mijlocul poporului de legământ. Lovim cu ură, cu dușmănie, cu vorbiri de rău, cu judecăți și neînțelegeri. E un plan și o strategie care va intra în curând să lovească, trecând din adunare în adunare și din cort în cort. Dar dacă poporul meu se va pleca cu sinceritate, cu adâncă smerenie și proșternere, voi face să răsară lumina biruinței. Chevaris paradobit caralis. E un mijloc ca să slăbească puterea, să ridice pe unul împotriva celuilalt, să lase răni și dureri și sângereri în poporul de legământ. Acolo unde se va lua în serios hotărâri și zile cu proșternere, voi întinde o veritoare armă. Partea aceea de grădină și cort al întâlnirii va avea ocrotirea celui Sfânt. Amin. Și acolo, de fiecare își va vedea de drumul lui, de interesele lui, de poftele și scopurile lui, planul vrăjmaș va intra, va zdrobi, va lovi și va dezbina și va rupe. De aceea fac strigarea în această zi. Tași avii, tați amuți pretutindeni, înaintea mea, zice Domnul, să se ia zile deosebite. Și acolo unde se va pune la inimă cuvântul, eu, Domnul, voi vedea să rămână păclia prinsă în altar. Să rămână altarul în picioare. Să rămână poporul unit, că vreau să-mi întăresc moștenirea. Și să-i fac pregătirea pentru evenimentele cernerii. O! A zdrobirii care urmează să vină pe tot pământul. Tăfiam! Et paravis! Cât despre voi, slujitorilor, mâinile v-au obosit, brâile vi s-au lărgit, prele încălțămintelor le-ați desfăcut ca să vă fie lejer și ușor, să faceți strigarea să legați curelele încălțămintelor, să strângeți brâile bine pe lângă voi, să luați hotărâri sfinte de apropiere. Dacă veți face așa, voi turna un de lemn și vă umplea vasele voastre. Vă voi întări pratele și vă voi mulți sămânța de semănat. Voi fi cu voi în furtună și în vijelie. Vor privi și unii și alții la vijelie, dar vor vedea că sunteți sprijiniți de o mână puternică. Osana! Amină! Cheras tavarnie, cavarni oredubia zarabă. Unde au scos trucul la suprafață, ca să nu mai intre adânc la rădăcinile ascunsă și galeriile care se găsesc în terenul adunărilor. Să faceți strigare să coborâți trucul la adâncine. Să cereți putere să țineți mâinile pe coarnele trupului. Trăgând prin asta, prin credință, spunderea Duhului Sfânt, veți vedea un rezultat. Veți simți pace în inima voastră și ocrotire în casele voastre. Ca semn al ascultării, al smerenii și al supunerii. Și în felul acesta veți avea izbândă. Amin, amin. Amin.